Sute de oameni au participat la slujba de sfințire a Bisericii Sfântul Gheorghe din Botoșani. Slujba a fost oficiată de un sobor de 22 de preoți, împreună cu un alt preasfinție a sat Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După slujbă, credincioșii au putut să treacă prin altarul lăcașului de cult. Imediat după slujba de sfințire, enoriașii au putut să intre și în altarul bisericii. Încă de dimineață s-au strâns mii de oameni pentru liturghie și au stat ore întregi. Este o zi foarte frumoasă, plină de lumină, o sărbătoare foarte importantă la care s-au adunat foarte mulți creștini și de asta mă bucur foarte mult în ziua în care se sfințește biserica. Simțim exact cum se întâmplă și în altar, că Dumnezeu a coborât o rază către biserica noastră, către orașul nostru și către toți credincioșii care au venit astăzi într-un număr atât de mare la biserică. Este o ocazie rară pentru femei să trece prin altar. Cum a fost? Cum a fost? Frumos, frumos. Mulțumesc Dumnezeu că am ajuns și am ajuns la Sfânta Biserică. Da. Nu am cuvinte. Îmi dau lacrimile. Sunteți de aici din Botoșani? Nu, din Bucecea. Și ați venit special pentru Sfântul Gheorghe? Special pentru Sfântul Gheorghe. Ne ajută Bunul Dumnezeu să ne pentru sănătate, pentru copii. Reabilitarea lăcașului de cult a fost posibilă prin accesarea de fonduri europene. Un moment istoric, aș zice eu, pentru această biserică și pentru municipiul Botoșani, pentru că la această biserică nu s-a mai intervenit din anul 1914. Acum am reușit să facem ample lucrări de reabilitare acestei biserici. Am resfințit acest sfânt locaș. Ctitorită în anul 1551 de doamna Elena Rareș, văduva domnitorului Petru Rareș, Biserica Sfântul Gheorghe a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Botoșani.